Salutare! Astăzi este 21 martie, ziua internațională a marionetiștilor și păpușarilor. Și mă gândeam să fac o marionetă din tuburile astea de hârtie igienică. Pentru marioneta noastră avem nevoie de următoarele materiale. Tuburi de hârtie igienică, staniol, scotch, creioane colorate sau carioci, coli colorate sau albe, acuarele, pensule, un borcan cu apă, ață, sfoară, paie, lipici, cutter, foarfecă și multă imaginație. Cred că o să fac un cățel. Un tub întreg îl folosim pentru corp. Așa că facem două semne pentru picioare și încă două aici și încă un semn pe partea cealaltă pentru gât. Acum găurim. Avem găurile pentru corp, trebuie să facem și capul. Așa că vom folosi jumătate din acest tub. Capul și corpul. Acum va trebui să găurim și capul. Două găuri, una sus și una jos. Acum că avem capul și corpul, hai să le pictăm. Din bucata care ne-a rămas, vom face urechile cățelului. Pentru picioare avem nevoie de două bucăți egale de sfoară. Acum din staniol vom face picioarele. Acum va trebui să facem legătura dintre cap și corp, tot cu ajutorul sforii. Acum mai trebuie să mai dăm aici o gaură pentru al doilea fir de marionetă. Acum că avem cele două fire, să punem și paiul. Dacă nu avem paie, putem să folosim și creioane colorate sau carioci. Ca să ne asigurăm că nu se va mișca, vom folosi scotch. Acum îl lăsăm puțin să se odihnească și între timp, cu o coală de hârtie, vom desena și decupa niște pete. Acum că avem petele, să-i facem și o limbă. Un ultim detaliu. Și cățelul nostru este gata. Acum că am cu cine să mă joc, vă las. Pa, pa, pe data viitoare!